Domnule ministru, bună ziua! Sunteți aici pentru întrevederi bilaterale și pentru reuniunea GIMNIC. Ce le veți spune astăzi ministrilor pe externe ai țărilor Uniunii Europene, ținând cont că este și prima reuniune importantă după obținerea statutului de țară candidată? Într-adevăr, pentru noi este o etapă foarte importantă în relația noastră cu Uniunea Europeană. Este pentru prima dată când Republica Moldova este invitată la o reuniune ai ministrilor de externe, a tuturor țărilor membre ai Uniunii Europene, sub egida președinției cehe, în calitate de stat care în viitor va adera la Uniunea Europeană. Și pentru noi este foarte important să continuăm mobilizarea sprijinului pentru Republica Moldova, atât pentru procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, ori avem foarte mult de lucru, cât și pentru a ajuta Republica Moldova, dar și întreaga Europa, împreună să trecem de următoarele luni, următoarea toamnă și iarnă, care va fi dificilă pentru absolut fiecare stat în Europa, pentru că războiul din Ucraina, această agresiune a Federației Ruse contra Ucrainei, are foarte multe efecte negative pentru toate statele de pe continent, inclusiv pentru Republica Moldova. Și împreună cu Uniunea Europeană încercăm să coordonăm acțiunile noastre, să obținem sprijin pentru Republica Moldova, astfel încât să minimizăm impactul negativ al acestui război. Am văzut că Germania, Franța, România au pornit o platformă de sprijin pentru Republica Moldova, dar care sunt mai exact necesitățile țării noastre? Deci iarna și toamna vor fi dificile. Vor fi dificile pentru Ucraina, în primul rând, pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga Europa. După cum vedeți, există foarte multe riscuri și militare, și energetice, și de altă natură. Și Moldova este foarte afectată de aceste riscuri. Împreună cu partenerii noștri europeni avem mai multe canale și paliere prin care prietenii noștri încearcă să ajute Republica Moldova în această perioadă dificilă. Într-adevăr, este vorba și de grupul Platforma de Sprijin pentru Moldova lansată de către România, Franța și Germania. Evident, este vorba și de parteneriatele noastre bilaterale. La această etapă, discuția noastră și coordonarea acțiunilor noastre împreună cu partenerii noștri europeni ține de mai multe domenii. În primul rând este vorba de domeniul energetic, pentru a minimiza riscurile pentru Moldova atât în planul livrărilor de gaz, cât și în planul stabilității furnizărilor de electricitate. Avem nevoie de sprijin evident și pentru economia noastră, pentru stabilitatea bugetară. În același timp, avem nevoie să continuăm fortificarea capacității Republicii Moldova de a se apăra, de a face față atât amenințărilor hibride, amenințărilor cibernetice, cât și amenințărilor de ordin militar din regiune. Și în acest sens, evident, un subiect important ține și de coordonarea noastră continuă pentru a ajuta Republica Moldova să fortificăm capacitățile de apărare. Știți bine că Republica Moldova primește asistență europeană prin intermediul Facilității Europene de Pace menită să fortifice armata noastră, deci avem mai multe proiecte în derulare. Deci cam astea ar fi unele din subiectele pe care le discutăm astăzi. Cum va evolua relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, ținând cont că avem promisiunea că vom deveni membrii Uniunii Europene, dar în același timp rămânem în parteneriatul estic? Deci nu este o situație ieșită din comun. Absolut toate țările care au aderat la Uniunea Europeană sau aderă la Uniunea Europeană fac parte și din alte formate. Deci știți bine că în momentul aderării la Uniunea Europeană pentru Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia a fost creat acest grup de la Visegrad. Statele au aderat la UE, dar și-au păstrat prezența în grupul de la Visegrad. În Balcani avem foarte multe inițiative regionale, fostul Pact de Stabilitate, care continuă să existe în calitatea de așa numitul Consiliu de Coordonare Regională, există inițiativa Centrală Europeană, dar în același timp, statele din Balcani au aderat la Uniunea Europeană, dacă vorbim de Croația sau Slovenia, sau continuă să adere. Deci nu există o contradicție între procesul de aderare la UE și participare în alte formate. Evident, nucleul și principalul nostru efort de cooperare cu Uniunea Europeană se face prin procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Sperăm că prin implementarea recomandărilor Uniunii Europeane, cu recomandărilor Comisiei Europene, vom demara și negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deja în Republica Moldova
structurăm instituțiile noastre pentru a pregăti negocierile de aderare la Uniunea Europeană, creăm 35 de grupuri de lucru, fortificăm capacitățile noastre administrative. Deci, cea mai mare parte a energiei noastre politice, administrative, economice, se va duce pe fortificarea acestei căi standard de aderare la Uniunea Europeană, prin care au trecut Polonia, România, Croația, dar și statele din Balcanii de Vest continuă să... Deci folosim aceeași metodologie. Între timp există alte formate, alte tipuri de reuniuni, inclusiv parteneriatul estic, în care noi suntem prezenți. Acolo unde putem obține ceva concret pentru cetățenii Republicii Moldova, o facem. Acolo unde nu, acest lucru nu ne încurcă să ne pregătim de aderarea la UE. Totuși, va renunța oare Uniunea Europeană la parteneriatul estic, pentru că Republica Moldova, Ucraina, Georgia pășesc, trec la următorul nivel și ar rămâne cu Belarus, Armenia și Azerbaijan? Deci nu putem prezice cum va evolua. Într-adevăr, aveți dreptate că în Uniunea Europeană există o dezbatere pe marginea acestui fapt. În același timp, pentru noi, parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană este structurat în jurul procesului de aderare la UE. Evident, relația noastră bilaterală cu Ucraina este foarte dinamică și ea este structurată predominant în afara parteneriatului estic. Deci, în sensul ăsta, există suficiente instrumente pentru Republica Moldova de a continua politica noastră externă și aderarea la UE prin alte platforme și instrumente. De când s-a început războiul, s-a vorbit foarte mult despre Transnistria. Vreau să știu dacă mai sunt valabile retragerea armatei ruse din Republica Moldova, transformarea căștilor albastre și statutul special care trebuie negociat cu cine și cum. Deci este absolut clar că contextul nostru regional s-a schimbat destul dramatic în urma agresiunii ruse contra Ucrainei. Evident, acest lucru afectează Republica Moldova, afectează procesul de reglementare transnistreană. Ceea ce nu s-a schimbat și continuă și continuăm să fim foarte fermi este pe insistența noastră constantă, reiterată de sute de ori, privind retragerea trupelor Federației Rusie staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, cât și insistența noastră pe metodele pașnice de reglementare a conflictului transnistrian prin dialog cu autoritățile din această regiune. Știți bine că acest dialog este foarte complicat, dar el continuă pentru că noi toți, pe de o parte, ne dorim o țară fără prezență militară străină, neagreată, ilegală pe teritoriul nostru. În același timp, calea de a atinge reglementarea transnistriană, dar și alte obiective, este doar calea dialogului și calea pașnică de persuasiune și gestionarea acestei situații dificile pentru țara noastră.